Bună seara, stimați prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. iată ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și în seara aceasta revenim înaintea dumneavoastră cu o temă și bineînțeles cu un invitat. Fără să mai așteptăm, îi spunem un bun revenit prietenului nostru, domnul doctoran Ciprian Gheorghe Luca, directorul liceului teologic Pentecostal Emanuel din București. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur de să ne revedem. Uh, domnul director, de asemenea uh, trebuie să menționez uh, sunteți și păstor în același timp păstoriți Biserica uh, Pendicostală Emanuel din București deci aveți o dublă să spunem, vocația aceea de dascăl și de uh, să spunem, de păstor, inimă de păstor, mai bine zis Printre altele sunteți părinte, sunteți soți, aveți multe preocupări, în special în zona aceasta studierii teolo ale studierii teologiei pentecostale și nu numai. Așa că și în seara aceasta, emisiunea pe care vă propun, discuția pe care o avem în fața noastră, se leagă de ceea ce noi, în termenii popular, ați putea spune, are în centru liturgia. Vom vorbi despre liturgia culturală versus liturgia bisericească, liturgia creștină. Așa că, înainte de a intra în tema noastră, aș vrea să apres puțin dicționarul explicativ al limbii române. Sunt mai multe definiții, dar aș, așa, aș, aș lua una dintre ele, să zic cât de cât pe înțelesul nostru. Prin liturgie, Dex spune că se înțelege principala slujbă bisericească creștină oficiată în zile de sărbătoare. Cam toate definiții au legătură cu biserica. Uh, uh, o altă definiție spune principala slujbă bisericească creștină oficiată mai ales dimineața, în special duminicile și sărbătorile. Așa că, haideți să vedem. Cum vedeți dumneavoastră, în primul rând, poziționarea și după care încet încet încercăm să da. înțelegem cele două mari diferențe Sper ca tema aceasta să-i prindă sau să le placă și celor ce ne urmăresc cu atât mai mult cu cât ea este de mare importanță Eu pentru... vă spun din seara că din punctul meu de vedere nu e nicio legătură între cultură și liturghie Vă dau posibilitatea să mă combateți <laughs> Da, o să fiu blând <laughs> Aș începe prin a aduce un supliment la definiția pe care o găsim în Dicționarul explicativ al limbii române, care nu este un dicționar nici cultural, nici teologic, este un dicționar lingvistic de limbă. Și aș spune că prin liturgie nu se înțelege doar slujba sau serviciul divin al unei biserici aparținând unei anumite confesiuni ci liturgie înseamnă, de fapt, închinare. Înseamnă ordinea închinării sau rânduiala închinării. Pe de altă parte, prin liturgie, dacă este să, să găsim o definiție care să acomodeze și sensul religios și sensul cultural, înțelegem suma acelor practici formative de Viziunea asupra lumii, de conduită, de caracter. Cu alte cuvinte, așa cum în liturgia creștină există niște lucruri repetative, citirea scripturii, rugăciunea, cântarea, predicarea, respectiv ascultarea, dărnicia, și alte chestiuni. Împărtășania, chiar. Împărtășania sigur, în centrul, de cult. în centrul, în, centrul, închinării creștine, stă cuvântul lui Dumnezeu și masa Domnului. Deci, ori, lucrurile astea sunt cumva repetitive. Chiar despre Sfânta Euharistie, despre împărtășanie, ni se spune de către Sfântul Apostol Pavel, ori de câte ori da? Asta o l pe Domnul Iisus, care spunea primul asta, da? ori de câte ori faceți lucrul acesta, ceea ce înseamnă repetitiv. Deci dacă în domeniul religios ne referim la acele practici repetitive, dar formatoare sau formative de uh, spiritualitate, de uh, viziune asupra vieții, a lumii, a credinței. În domeniul cultural uh, liturgia sau prin liturgie, înțelegem acele practici repetitive care formează o anumită viziune, să spunem laică sau lumească și un anumit mod de a fi. Acum ca să fim cât se poate de obiectivi și de onești în același timp, sintagma aceasta de liturghii culturale îi aparține unui teolog protestant de origini penticostale din Statele Unite, și anume James K. Smith, care a patentat cumva acest termen sau această expresie, cultural liturgies, da? liturghii culturale. Are chiar o trilogie, un set de trei cărți, în care vorbește despre liturghiile culturale și cei ce ne urmăresc pot să caute pe internet, pe YouTube sau pe un alt un alt serviciu în acest alt video, clipuri cu James K. Smith vorbind despre conceptul acesta, conferențind despre conceptul acesta de liturghii culturale. În viziunea lui James Smith, căreia îi subscriu, liturgia culturală sau liturgiile culturale sunt rivalul sau rivalizează cu liturgia creștină. Ce legătură este între una și cealaltă? Păi este un fel de legătură antagonică, de, de conflict. În sensul că liturgia creștină urmărește formarea spirituală a creștinciosului, a creștinului în lumina a ceea ce noi ca și creștini înțelegem din Scriptură a fi viața bună sau viața adevărată. De cealaltă parte, liturghiile culturale se bazează pe o serie de gesturi, comportamente, atitudini formatoare, înrădăcinate în viziunea lumii asupra vieții bune sau a ceea ce înseamnă o viață împlinită, o viață fericită și chiar, de ce nu, un bun cetățean în sensul imperiului, nu neapărat în sensul împărăției lui Dumnezeu. Deci, aș spune că între liturgia creștină sau închinarea creștină sau acea sumă de practici formatoare de caracter cristic în creștin și liturgia culturală, acea sumă de practici, de gesturi, de atitudini care formează omul și cetățeanul din punct de vedere al viziunii lumești, al cetății pământești, există o legătură conflictuală. Dar, ca să nu fim superficial, trebuie să spunem că, în același timp, această legătură conflictuală este și una a întrepătrunderilor. Pentru că uh, liturgiile culturale sunt. Gvazi religioase, aproape religioase, și sper că în minutele pe care le avem la dispoziție să vă conving și să-i conving și pe uh, cei ce ne privesc că așa stau lucrurile. Bun. Uh, înainte de a merge în direcția asta, vreau să mergem puțin un pas înapoi uh -huh. și să uh, punem puțin față în față uh, Hristos și cultura, pentru că aș vrea să definim puțin relația aceasta. De curând am făcut o, o, o discuție la o întâlnire de tineri despre Cristos și Cultura, de fapt despre cartea lui Richard uh, Nibur despre Cristos și Cultura, așa se numește, și împreună cu ei am încercat să. Da, face... este o, un clasic, cum s-ar spune. Un clasic, da, o da, da. carte foarte cunoscută și uh, de curând tradusă și în limba română. Am încercat să facem așa un overview, da, să vedem, pentru că uh, tinerii respectivi urmau să ia capitol cu capitol, să studieze. Cu un, cu un instructor cartea aceasta, deci ca și material de studiu, ne am făcut o, o, să spun așa, o introducere a cărții și la un moment dat, pe lângă definirea, cine, am întrebat întâi cine este Hristos pentru noi, apoi ce reprezintă cultura, am încercat să redefinim, uh, 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 să spunem, materialele de studiu, uh -huh. Hristos și cultura, și la un moment dat am, zis, uh, am pus să întrebarea cine generează cultura, pentru că Dumnezeu Uh, Cristos este Dumnezeu, da. Uh, Dumnezeu prin revelația generală practic a creat totul, dar cultura cine a creat cultura? Și la urmă, unul din, unul din răspunsuri da. și cred că mi-a plăcut răspunsul acesta că unde apare omul mai exact, pentru că cultura este o emanație Exact, o chestie antropologică. De a dar, dar umane. dar nu numai. Dar nu numai. <laughs> uh, uh, mulțumesc <laughs> zic. pentru mingea la fileu. Cum <laughs> de asta zic. Uh, da, Be, mă... da. Să spun așa, mă râcâia între uh, terenurile da. zic, bă, unde apare omul și până la urmă de aici devine și întrebarea aceasta, bă, ce facem? Oameni buni, dacă omul, cultura este o emanație antropologică, o cultura unui om nenăscut din nou poate să fie ceva rău. Hmm. Și atunci, noi ce facem? Trebuie să ne schimbăm ca oameni, ne, duce, ne întoarcem la Dumnezeu și atunci cultura pe care o generăm trebuie să fie o cultură. Mai apropiată de Dumnezeu decât ce de înainte. Și aici da. sunt diverse reacții. Da. Da, este sigur un subiect foarte complex. Acum, discuția noastră de astăzi, ca să ne înțeleagă cei ce ne urmează, nu este despre relația dintre Hristos și Cultura, adică societate, că Asta exact. înțelege Nibor prin Cultură, de fapt, amplasarea religiei în Societate ci este despre aceste liturghii culturale care, să vedeți, sunt foarte interesante de uh, discutat. Dar, uh, pentru că a spus întrebarea, haideți să, să, încercăm măcar să, să schițăm un răspuns. Uh, sigur că o definiție la a culturii este uh, suma sau totalitatea valorilor uh, materiale și spirituale exact. sau supra-materiale pe care le generează societatea sau un anumit tip de societate și a instituțiilor de care este nevoie să se perpetueze aceste valori. E adevărat, cultura este o chestiune sociologică și antropologică, în sensul că, da, acolo unde există nu doar un grup de oameni, chiar și un om, există o microcultură. Da? Adică ce înseamnă de fapt cultură în sensul acesta? Cum mă îmbrac, cum mă por, cum vorbesc, ce muzică ascult, ce fac, care este, să spunem așa, postura mea existențială în viață, ce orientare am și toate lucrurile acestea, de la micro, ajung la macro, adică la nivel de societate, să definească o societate. Dar cultura. Nu este doar o chestiune de uh, antropologie. Ci este și o chestiune teologică, pentru că putem vorbi, cred, fără să greșim, despre o cultură a cerului. Despre o cultură prin cultură nu se înțelege doar teatru, operă cărți ce... artă și arhitectură și așa mai departe, ci un anumit mod de a fi și de a gândi împreună cu tot ce înseamnă, da, suma uh, tuturor chestiunilor materiale și spirituale care țin de viață. Și atunci, da, există o cultură a împărăției lui Dumnezeu. La Biserica centrul Creștin Emanuel, anul acesta avem uh, anul cinzecimii, fiindcă sărbătorim centenarul pentecostalismului în România, anul cinzecimii între români și uh, între toate națiunile. Uh, iar. Uh, de ceva timp am început să vorbim despre ceea ce numim noi cultura cinzecimii, adică o cultură a Duhului Sfânt, inspirată din tiparul sau din paradigma momentului pogoririi Duhului Sfânt peste biserică. Acolo erau mai multe limbi, mai multe culturi, mai multe și cumva acest anti-Babel al cinzecimii este cumva paradigmatic definitorul pentru ceea ce Duhul, da, Dumnezeu, Duhul vrea să lucreze, să facă în oameni, în lume și să răscumpere culturile umane decăzute, să spunem așa, să le răscumpere unindu-i pe toți în jurul lui Hristos. Deci putem vorbi despre o cultură a împărăției lui Dumnezeu, despre o cultură a cerului, despre o cultură a Duhului Sfânt, despre o cultură a Sfintei Trăimi. Acum, între cultură și cult, adică între ceea ce este cultural și ceea ce ține de cult sau de închinare, există iarăși o legătură, pentru că, semantic vorbind, au aceeași rădăcină, da? cult și cultură. Problemele depinde de unde te uiți, cultura poate deveni o închinare, adică o autovenerare a, a, tradițiilor, a vestigiilor, a, a, orgolilor și, în sfârșit, cuiva sau unei națiuni. Asta e la capăt, cumva, la extremă, da? Așa cum cultul înseamnă, de fapt, o închinare la Dumnezeu. Și asta ne aduce înapoi la discuția noastră de astăzi. Liturghii culturale. Liturghii culturale, rivale cu liturgia creștină. Foarte interesant. Mulțumesc pentru uh, explicarea acestei mici paranteze pe care am făcut-o împreună, pentru că, uh, în, să spun, în gândirea mea cred că se leagă și e bine să înțelegem, mai ales că, cel puțin în zona aceasta evanghelică, întotdeauna, și nu numai, și uh, tradiționalistă, da, uh -huh. și a confesiunilor să spunem tradiționale există întotdeauna a pus asta din, din partea celorlalți că noi suntem inculți, că nu suntem pregătiți, că nu avem nicio treabă cu realitatea, că trăim într-o bulă că suntem medievali da? și practic oarecum ne poziționează din start în afara realității, în afara culturii, în vieții reale și ca și cum am fi doar în cer și mai puțin pe pământ Uneori așa apare, dar noi, dacă uităm între noi, apare că, într-adevăr, suntem în rupt de realitate, dar tocmai asta încercăm să facem. Da. Bun. Dacă vorim acum despre liturgia aceasta uh, culturală, deci, practic, există ceva care are, la un moment dat, poate să ia o, o asemenea formă, ca asta în este uh -huh. De obicei, dacă mă gândesc doar la ceea ce se întâmplă în biserică, în biserici, așa cum ne, ne trimitea și dicționarul explicativ al limbii române, este o, Acolo este, cum să spun așa, un, un, un proces cursiv al unui slujitor, a, și nu numai, a unui slujitor, a, a da. unui întreg, uh -huh. a unei adunări locale, ca să zicem, uh -huh. care, de la început la vinar totul se întâmplă cu un anumit rost, ei mm. se aduc într-un anumit punct. Foarte bine spus, da. Da, deci există uh -huh. o rânduială, hai să spunem așa, da. care are ca scop final momentul în care omul e pregătit, se roagă, se aducă în aminte, se citește. Deci, până la lume, pentru a-i ajuta pe om să se apropie mai mult de cer. Asta ar fi, oarecum. Bun, pentru că ați adus în discuție scopul, cred că e foarte important să să punctăm lucrul ăsta. Da. Acum mă gândesc și vreau să aflu care ar fi, să spunem, corespondentul în partea cealaltă în liturghiile culturale. Care e scopul, până la urmă? Ați intuit foarte bine că are de-a face cu scopul. Și intuiția aceasta deschide de fapt ușa către miezul discuției noastre de astăzi. Și anume formarea. Formarea și recrutarea iubirilor. Opa! Acum intrăm în subiect. Acum da? se leagă niște lucruri. Bun. Care este scopul închinării? Asta înțelegem prin liturgie, exact. da? Care este scopul uh, liturgiei creștine? Ați spus apropierea de Dumnezeu. Eu aș fi mai specific. Formarea uh, ființei credinciosului, din punct de vedere spiritual, ca să-i semene lui Hristos. De fapt întâlnirile noastre și nu numai ele, sigur că avem o serie de uh, mijloace ale harului sau de discipline spirituale pe care le practicăm și în privat, uh, rugăciune, citirea scripturii, postul uh, uh, și altele care uh, țin de formarea spirituală. Nu de mult vorbim aici la întrebare despre uh, societate și despre viața publică uh, ca teren al formării spirituale continue. Dar Închinarea sau liturgia creștină prin gesturile repetitive pe care le practică are ca scop și ar trebui să aibă ca scop formarea spirituală a credincioșilor, astfel încât, pe de o parte, ei să îi semene tot mai mult lui Hristos și, pe de altă parte, să fie pregătiți să fie martori ai lui Hristos în lume. Și atunci, sigur că pe undeva aici comparăm lucrurile, da, din punct de vedere formativ, dar pe de altă parte, discuția aceasta ne, ne forțează să fim autocritici și să ne întrebăm, având în vedere succesul liturgiilor culturale de a-i recruta pe unii creștini, ce nu funcționează sau ce nu facem bine din punct de vedere al acestor liturghii ale noastre da, creștine pentru că undeva există o fractură, undeva există o ruptură. O să explic imediat la ce mă refer. De partea cealaltă, liturgia culturală sau liturgiile culturale au ca scop formarea și recrutarea, ca să l citesc pe James Smith, iubirilor și adorințelor oamenilor. Pe ecranele acestea lângă noi, după cum pot observa spectatorii sau mă rog, telespectatorii, este cupola unui centru comercial, la unui mall, cum se spune astăzi, care seamănă foarte bine cu o biserică și Vreau să spun în mod foarte onest că mult din ceea ce urmează să menționez în continuare este citit în cărțile acestui James Smith pe care eu îl apreciez, îl admir foarte mult și care spune lucrurile acestea. Deci nu, nu le-am inventat eu sau nu, nu le-am spus eu, nu le spun eu prima dată. Există din punct de vedere arhitectural rațiuni concrete sau argumente pentru care putem crede că molurile sau centrele comerciale acestea moderne sunt inspirate ca arhitectură din religie, din ideea de templu. Și în continuare am să prezint puțin, să vedeți ce înseamnă liturgie culturală da? și implicit cei ce ne ascultă pot să-și dea seama ce este, de fapt, care este corespondentul în liturghia creștină. În momentul în care intri într-un centru comercial, primul lucru pe care îl faci, fără să-ți dai întotdeauna seama, este că ești dus într-un alt timp și într-un alt spațiu străin de lumea cotidiană. În moluri nu există ferestre nu poți să vezi mașina din parcare sau uh, uh, nu există lumină naturală decât, cine știe cum, foarte puțin difuză. Ești într-un spațiu uh, să spunem așa delimitat, uh, controlat ca temperatură, controlat ca uh, lumină sau ca luminozitate, controlat uh, ca arhitectură în care te rupi, da? nu mai vezi în afară, te rupi de, de lume sau ești rupt de lume și de asta uneori pierdem șirul timpului, da? pierdem noțiunea timpului într-un astfel de centru comercial. Timpul trece extrem de repede, pentru că nu mai ai percepția spațiului și timpului obișnuit. Asta se întâmplă și în liturgia creștină, când intri în biserică, nu? Te rupi cumva de cotidian și intri într-un alt spațiu și timp sacru al lui Dumnezeu, împreună cu poporul lui Dumnezeu. Uh, Dar la, la concurență, da? La rivalitate. Da. Apoi, mai departe. Deci a intrat, a intrat în centrul acesta, în mall, da? În centru comercial. Uh, Într-o biserică, hai să spunem mai clasică, uh, ai uh, vitralii sau picturi uh, unde sunt prezentate uh, Exemplarele credinței. Adică, ce înseamnă asta? Uh, modele ale credinței. Sfinții. Sau chiar întâmplări da? din Sfânta Scriptură. Sau chiar întâmplări din Sfânta Scriptură. Și când omul se uită, sigur, în bisericile Evanghelice mai puțin, dar avem și noi uh, alte uh, feluri, da, cu videoproiectoare, cu tot felul Eclame de și... artă. De, uh, când omul se uită, da, când, se, când se uită în jur, uh, vede cum ar trebui să, să, arate viața bună? Care este întruchiparea vieții bune, a vieții fericite? În biserică sunt uh, scenele din Biblie sau uh, vitralile sau sfinții dat, uh, bidimensionale, da? Și omul se uită și wow, așa, așa, uite, așa ar trebui să fiu eu. De cealaltă parte, însă, în mol când intri, uh, ești întâmpinat nu de o imagine bidimensională, ci de uh, o imagine tridimensională și imaginile astea se numesc manechine. Și ele sunt în vitrine. Și ideea este viața bună, viața fericită arată așa. Uite cum e îmbrăcat manechinul ăsta și spuneam cuiva încearcă tu să convingi o fată de 13-14 ani care se uită în vitrina de la un brand din ăsta care, care le place adolescenților, încearcă să o convingi că nu e frumos sau e prea scumpă îmbrăcămintea respectivă și încălțămintea respectivă. Ea se uită la, la manechinul acela îmbrăcat, încălțat, care arată într-un anumit fel și care pentru ea așa înseamnă să fii fericit, așa înseamnă bunăstarea, dar asta este bunăstarea. Ea se uită cu o admirație aproape religioasă. Și oamenii care intră într-un centru comercial sunt atrași exact de, de, de lucrul acesta. Când intri într-un centru comercial, nu ți se spune bine ați venit, vă oferim un pliant, aici sunt doctrinele noastre, astea sunt lucrurile pe care noi le credem, astea sunt lucrurile pentru care noi pledăm, vă invităm să ascultați. Nu! Uh, ești imersat într-o lume, dar atenție, eu spun liturgică și nu doar eu și Smith și alții, dar liturgică în care ochii sunt luat de uh, modelele vieții bune și omul este în stare, oricât de sărac ar fi, să ia pe uh, caiet, am să zic, <laughs> să ia pe credit, să ia pe orice uh, pentru că inima lui își dorește apropo de dorințe și de iubire, da? Inima lui tângește și își dorește să aibă acele lucruri care țin de fericire, de viața bună, așa cum este ea înfățișată în centrul acela comercial. Uh, și am putea da și uh, alt exemplu, felul în care este construit molul, chiar și imaginea aceasta a galerilor Lafayette din Paris da? uh, uh, aproape religios da cu coloane cu uh, cupole cu uh, tot felul de, de uh, mici capele exact. <laughs> de mici capele uh, în care timpul și, repet, spațiul trec altfel, sunt experimentate altfel da? Bun toate aceste lucruri formează și marketingul care stă la baza uh, acest, acestui program de recrutare a dorințelor este fenomenal. Nici nu spune că uh, sunt împotriva lui, dar mai degrabă sunt invidios pe el. <laughs> Aș vrea să învățăm și noi ceva uh, în, în, în domeniul bisericii uh, uh, despre cum să ne adresăm dorințelor și iubirilor oamenilor. Culmea este că sunt și creștini. Eu nu spun că un creștin e păcat să meargă acolo, da? dar uh, sunt și creștini care sunt captați de această liturgie culturală. Și uh, ce se întâmplă este că, uh, în, în momentul în care dorințele tale sunt captate, sunt uh, atrase de imaginea aceasta a vieții bune și a, a unei lumi bune, da? lumea bună merge la mol. Și se îmbracă de la mol și în sfârșit, da? apartenența într-un anumit sens, practic lucrul acesta te formează. Te formează. Îți formează gândirea, îți formează modul în care te raportezi la ceilalți, iar în centrul acestei formări, și aici apare conflictul, despre deosebire de liturgia creștină, care în centrul are pe Hristos și caută să ne. Asemene, să ne facă asemenea lui Hristos, în centrul liturghiilor culturale este omul, este Eu. În liturgia creștină, chiar și în bisericile evanghelice, n-au o liturghie dintre asta foarte sofisticată, da? există totuși anumite gesturi, gesturi liturgice, cum ar fi deschisul scripturii. Să deschidem cuvântul Domnului sau de. Fojnetul acela de pagini, da? Sau să ne rugăm și împreunarea mâinilor, plecarea capului pentru rugăciune. În sfârșit, sunt anumite gesturi, sau când se ridică slujitorul la Amvon, biserica toată se ridică în da? sunt anumite gesturi care formează. Sigur că există și gestul acesta al dorniciei altruiste, da? Trece coșul de colectă sau, în sfârșit, și omul pune ceva acolo. E. Uh, în, în centrul liturghiilor culturale există și acolo niște gesturi dar toate duc spre o singură concluzie, că eu sunt centrul lumii și James K. Smith spune cel mai profund gest cultural liturgic al lumii în care noi trăim este, pot să împrumut puțin telefonul? Ion. da? Este și să-l arătăm la cameră. Acesta. Swipe. Swipe. Da? Dincolo de tactilul da, care mă îmbie să pun mâna pe telefon, dincolo de ceea ce îmi spune mie gestul acesta și mie ca mie, da, unui copil mai ales, care îi pui un telefon în mână, este că eu, cu o singură mișcare. mișcare, pot să fac ca lucrurile să devină reale în jurul meu. Și atenție, cum sunt concepute uh, moluri ca macro, uh, lumea aceasta telefonului ca micro. Uh, exact ca un cockpit, da? ca, o, ca o cabină în, de, de post, de monopost de, da, de mașină. În jurul șoferului. Eu sunt șoferul în jurul căruia se învârte totul. Adică, experiențele pe care le am pe telefon sunt customizate, sunt personalizate de o armată de specialiști, în așa fel încât pe baza a ceea ce îmi place mie, pe baza a ceea ce inteligența artificială și, repet, o armată de specialiști studiază ca să vadă ce m-ar interesează pe mine, ce, la ce mă uit de obicei, care sunt gusturile mele, ce prefer, la ce muzică ascult. Experiența este customizată în așa fel încât cu un singur swipe eu să ascult muzica pe care o vreau, nu ceva ce mă enervează sau nu-mi place, să văd exact site-urile acelea care îmi plac mie, să văd exact restaurantele acelea unde mi-ar plăcea să-mi comand mâncarea care îmi place mie. Ba mai mult, dacă vreau în timp ce fac swipe, da, să, să... Leg o relație cu cineva, sunt o felul de aplicație acum, nu? De, de cuplaj pot să-mi aleg partenerul de viață, pot să-mi comand în același timp o pizza, un buchet de flori, pot să-mi comand o vacanță undeva, într-o țară exotică, o să-mi cumpăr un bilet de avion și totul este la dispoziția mea, ca și cum ar spune stăpâne, doar fă așa cu degetul și tot ceea ce are lumea asta mai bun de oferit să te împlinească îți este oferit. Asta numește James K. Smith un gest liturgic cultural. Este o chestie pe care nici nu o sesizez. E un simplu swipe. Dar e atât de bine plantat și de de, de uh, înrădăcinat în conștiința mea și a noastră, încât el ne formează. Ce, ca ce ne formează sau ce ce ne face să fim niște oameni care cred tot în lumea asta este despre ei și despre fericirea lor. Și în felul acesta ajungi inclusiv la creștini care cred că scopul pentru care ar trebui să slujești pe Dumnezeu, să crezi în Dumnezeu, este să-ți meargă bine, să fii sănătos, să ai bani, să ai noroc, să ai fericire. Nu? De-aia... Începe de pe pământ. Sau da? ar trebui să începe de pe pământ îndruiesc. pentru ei. Pe, pentru asta, nu? Să ne meargă bine, să fim fericiți. Viața bună. Ori ceea ce Scriptura ne învață și scopul liturgiei creștine este ăsta, este să înțelegem că, deși Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, deși Dumnezeu vrea să fim fericiți, viața bună, fericirea, este să mă apropii de Dumnezeu, din El să fac locul meu de adăpost și uh, să fiu asemeni Domnului Isus Hristos. Că idealul vieții creștine nu este fericirea proprie ca și cum să fiu eu împlinit și nu mă interesează de alții. Idealul vieții creștine este spre gloria lui Dumnezeu. În exclusivitate spre gloria lui Dumnezeu. Indiferent ce mă costă pe mine, spre gloria lui Dumnezeu să fiu asemeni fiului său, Domnul Iisus Hristos. Deci, liturgia creștină caută prin gesturile ei, prin suma gesturilor ei repetitive și formatoare să ne modeleze să fim asemeni lui Hristos. Liturgiile culturale prin gesturile ei formative sau formatoare, de la un simplu swipe până la uh, practica aceasta de a uh, le trece pragul templelor <laughs> comerciale, uh, a ne toți banii acolo. Dar, uh, stai să te gândești, greu dăm uh, niște bănuți la colectă. Sau dacă s-ar pune rugăciune de la ora nu știu care, seara sau dimineața, la biserică, m-aș mai dormi. Dar când e vorba de mers la un mol sau la ceva ce... Mai ales că e o experiență din asta, acolo și vezi filmul, acolo și mănânci, acolo și cumpere, acolo, acolo te simți bine decuplat de cu pladelul. Tinerii, nu, nu trebuie să convingi, trebuie să stai de cap unui tânăr să-i spui, da, unui adolescent, da, hai te rog eu frumos cu mine la biserică, uite, a, nu știu dacă am chef asta, nu știu. Dacă spun merge la mol, e, yeah, merge la mol, gata, acum și bă, o să-mi iau adidas și ea și o să mă duc și mănânc la nu știu ce lanț de restaurante și fac aia și cu tare. E, vedeți? Dar ceea ce se întâmplă de la simplu swipe până la ce se întâmplă când trecem pragul unui mol, face parte din ceea ce numește Smith și numește și eu liturgia culturală. Adică modul culturii a societății de a ne forma, în așa fel încât pe de-o parte să ne placem doar nouă înșine, pentru că noi așa noi suntem buricul pământului, în jurul nostru se învârte lumea, și pe de altă parte lăsându-ne să credem că e așa, de fapt să ne păcălească. Pentru că, clar, lucrurile stau în realitate altfel. Cheltui crezând Că vei avea viața bună, de fapt, este o momială, este un gimmick de, de eye candy, nu, de, de bomboană vizuală, ca să-ți se recruteze voința, dorința, să, să fie atractiv, să-ți să, să ia banii. Practic, da. să-ți dorești mai mult. Exact. Și să faci tot ce se poate ca să-ți dorești. Cu cât te îndatorezi da. mai mult, cumpărând mai mult, te îndatorezi mai mult. Da. De asemenea, Știți, mai mult în cel puțin în zona aceasta, tinerilor, adolescenților, să spunem așa, presiunea aceasta de grup. Pentru mine e, o, e un exercițiu pe care îl văd aproape în fiecare săptămânal. Da. A apărut ceva pentru că nu știu da. ce alt coleg da. are ceva. Dar, sau... cum vedeți, și aici vreau eu să aduc cumva problema, probabil că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru emisiunea aceasta. Ce face liturgia culturală de îi captează atât de bine pe oameni? aproape pe nesimțite. Adică, uh, nu știu dacă vă dați seama, dar noi nu mergem într-un mod, ca tu am folosit exemplu, nu mergem uh, într-un mod, nu știu cum să spun, programatic, rațional, uh, fac planuri să mă duc la mol și eu să fac asta și. Nu! Cu timpul sau da, cu listă cu... da, e, e ceva, pur și simplu, te duci acolo să te simți bine. La biserică nu facem așa, la biserică mergem cu lista, uh, eventual comentăm dacă nu ne iese lista și nu ne place nouă, nu știu ce. Uh, la, la biserică apropo, a apărut ceva de ce n-ar funcționa asta și în cadrul bisericesc, în care tinerii care frecventează bisericile noastre să spună, tată colegii mei, frații mei de la tineret se roagă așa, vreau și eu să mă rog așa, vreau și eu să mă scol la șase dimineața să mă rog, să... Nu se întâmplă, da, dincolo se întâmplă. Și atunci James Smith, de exemplu spune, și eu sunt de acord cu el cel puțin până la un punct, că Asta înseamnă că noi undeva facem ceva greșit. Că facem ceva greșit. Și ce anume ar putea fi greșit? Acum eu vorbesc și ca dascăl, și ca păstor, care lucrez un pic cu niște metode de formare, și didactică, și spirituală. Toată viziunea didactică, să spunem, modernă, și nu numai, se bazează pe noțiunea și la fel și viziunea protestantă asupra formării spirituale, se bazează pe ideea că omul este în principal un gânditor. James spune un, 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 o chestie care gândește, a thinking thing, da? adică știți, știți, păpușile acelea au un cap mare și un corp micuț. Și cam așa îi tratăm noi pe oameni și cam așa îi tratează educația, să spunem, clasică, scolastică, pe care noi o avem până astăzi. Cam așa îi tratează pe oameni. Oamenii sunt niște capete, sunt niște capuri, niște minți. Da? Oamenii sunt niște gânditori. Și atunci, cum facem educație? Livrăm conținut și verificăm dacă conținutul acela este asimilat, memorat, da? așa. La biserică livrăm predici, învățături, cărți și spunem, cumva ideea este, dacă reușesc să îți bag în cap învățăturile astea, o să, fii, o să ai tot ce trebuie ca să fii un bun creștin. Chestia e că nu funcționează. Nu funcționează. Eu nu spun că învățătura nu e necesară și că scriptura și predicarea ar trebui să aibă un rol central în închinare. Nu spun asta, să nu fiu înțeles greșit. Dar ceva nu funcționează în modul acesta. Adică, ca și cum formarea spirituală se bazează doar pe informație. Dacă ai suficientă informație, dacă asculți suficiente predici și studii biblice, dacă citești suficiente cărți, o să fii un bun creștin. Nu se întâmplă așa. Că Aici este o curiozitate. Poți să fii perfect de acord cu ceea ce ți se spune din scriptură, la studiu biblic și la predică. Poți să citești cărți creștine care să te ajute să crești în cunoștință, și în același timp, dorințele tale să nu fie subordonate cuvântului lui Dumnezeu și să te trezești că tu ești mai acasă la mold decât la biserică. Da? Cum e posibil lucru acesta? E. James Smith spune așa. Pentru că. De fapt, liturghiile culturale nu operează cu raționalitate. Ele nu apelează la intelect. Te invităm la mol ca să gândești. De fapt, te invităm la mol ca să nu gândești. Lasă-ți simțămintele. La ce iubești tu? Ce-ți place ție? După ce-ți clipesc ochii? Ce te atrage? Hai să oferim. Biserica, pe de altă parte, S-a încăpățânat pe metoda aceasta scolastică să livreze doar chestie intelectuală, rațională. În multe părți, nu spun că peste tot, da? Și atunci, uh, livrăm cuvânt, rugăciune, teologie, învățătură, oamenii dau din cap, este așa, sunt convinși, sunt la de nivel, acord, da, la nivel național, după care se duc, din, ies din biserică, se duc la Mol, știi? Asta, e, asta este ideea. <laughs> Pentru că uh, uh, e ceva e nevoie de ceva mai mult decât abordarea aceasta strict rațională, intelectuală. Este și ea importantă. Adică e important să raționezi și să înțelegi. Dar formarea spirituală pe care liturghiile noastre și, clar, mai mult decât slujba bisericească, tot ce înseamnă practici creștine, prin gesturile pe care le învățăm să le facem, prin swipe-urile spirituale pe care învățăm să le dăm în fiecare zi, în timpul devoțional, ar trebui să ne recruteze acele dorințe. Nu doar mintea și simțirea și dorințele și afectul, dacă vreți. E interesant și din, să spunem, din păcate plin de adevăr tot ce ați spus până acum. Ființa aceasta umană, creația, Dumnezeu l-a creat pe un după chipul și asemănarea lui. Există o luptă întreagă, inclusiv pentru Dumnezeu, uh, pentru a readuce pe om la starea inițială, dar lupta cea mai mare se dă din partea tuturor acestor entități, ca să le spunem la o grămadă. Mm -hmm. Fie că sunt, uh, uh, să spunem, dorințele acestea atât de... Uh, și și foarte, bine ați, uh, foarte bine ați menționat lucrul ăsta. Dacă ne gândim la ispita inițială din Eden, nu? Uh, șarpele n-a venit să zică, uh, hai să gândim... Uh. Facem, da, facem uh, o chestie logică. Punctul 1, punctul 2, da, ce rezultă de aici am, a, ar fi. Nu! Uh, I-a pus problema, evei, în așa fel încât uh, fructul părea frumos și uh, parcă, parcă tembiate, uh, era bun de mâncat, era de dorit să-l mănânci, era de dorit să deschidă mintea. Era... Adică exact aceste dorințe, aceste dorințe. Uh, într-o lucrare ulterioară, James Smith, care chiar așa se intitulează Ești ceea ce iubești, You are what you love, el vorbește despre chestia asta. Că, de fapt, noi nu suntem ceea ce gândim. De multe ori noi așa spunem, Ești ceea ce gândești, nu. Ești ceea ce iubești. Dar fii atent, că s-ar putea ca ceea ce iubești, în realitate, să fie diferit de ceea ce crezi că iubești. Și aici e o întreagă, să spun, un întreg, o întreagă discuție despre ceea ce iubim de fapt cu adevărat, nu despre ceea ce credem că iubim, despre ceea Evaluare ce credem corecte. că Nu știu dacă la un moment dat cineva poate să o facă atât de bine astfel încât să-și da. să găsească răspunsul corect. Un regizor rus care îmi place foarte mult, Andrei Tarkovski, de exemplu, în filmul Stalker, Călăuza, da? da? Pune problema aceasta a iubirilor. Da? Și ca să scurtăm, în momentul în care, după toate peripețiile, Călăuz ajunge cu cei trei în, în zona, da? în spațiul acela, aș spune, dintr-o altă lume, cumva, unde, în momentul în care ai ajuns, camera aceea îți simte și îți împlinește instant ceea ce dorești tu, de fapt, ceea ce dorești tu. Când ajunge acolo, cei pe care călăuzește, nu mai vor să intre. Nu mai vor să intre. De ce? Pentru că până acolo ajung să conștientizeze că e foarte posibil ca ceea ce își doresc de fapt sau iubesc ei de fapt și camera aia simte exact să nu fie ceea ce cred că iubesc. Da? Adică dacă în momentul ăsta ar fi posibil cumva, nu știu, în, în, într-un mod miraculos să se împlinească, dar exact, exact, exact ce îți dorește Sufletul tău. Ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla ceea ce crezi că ți-ar plăcea să se întâmple sau încep să te temi că s-ar putea să fie de fapt ceva mult diferit? Că de fapt tu zici că îți dorești cu tare lucru, dar în, în realitate de fapt altceva îți dorești, nu îți dorești lucrul ăla. Da. Și atunci când vorbim despre a-L iubi pe Dumnezeu, iubirea aceasta nu este o chestiune... Uh, Sentimentalist, romanțat, va, am fluturat la stomac, nu mai pot de dragul lui Dumnezeu. Uh, iubirea de Dumnezeu este o iubire, că tot am folosit cult și cultură, cultivată. Este, este o iubire, dacă vreți, formată prin habitus, prin obiceiuri repetitive, liturgice care îți formează dorințele și iubirile, și intelectul în așa fel încât să ajungi să-l iubești, să te desfeți, să spun așa, în Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. E de discutat pe tema asta. <laughs> pentru mine e și pentru mine este un subiect nou. Da. Mă gândesc, fac doar o mică paranteză, doar da. vă spun așa la ceea ce lucrez eu de zi cu zi, la câtă tehnică se dezvoltă și la nivelul acestor aplicații, astfel încât fiecare, Client, ca să spunem așa Fiecare uh, ființă umană În momentul în care intră într-un spațiu din acesta Să simtă oarecum că este Poate cel mai important Că C totu că totul lumea pur, în jurul lui da? da. Totul îi se uh, oferă, acordă, uh, oferă da. În mod personalizat Totul e uh, uh, La o distanță de câteva secunde uh. Și un click sau un swipe da? Totul se întâmplă E o discuție oarecum așa virtuală Între realitate și el are impresia că el este cel mai bine de Buni acolo. Bune cu pământul lui, exact. da. Exact. E, e destul de discutat. Acum, totuși, haideți să terminăm cu o concluzie. Da. Pentru că n-aș vrea să lăsăm uh, lucrurile. Într-adevăr, e bătălia aceasta. Biserica, uh, din păcate, uh, se concentrează în mare parte doar spre intelect da? și mai puțin pe... Eu cred, că, eu cred că biserica are loc de ameliorare uh, și probabil că cu ajutorul Duhului Dumnezeu Va, va face să fie mai bine. Da, Totuși, autorul m-ați provocat. O să cite și da. eu cărțile, nu le-am citit încă. Uh -huh. Ce vede ca soluție? Așa? Sau dacă, la un moment dat, uh -huh. propune ceva? Da, sigur că propune. Propune o schimbare de paradigmă a educației, a modului în care educăm pe oameni. Pentru că de aici pleacă educația școlară și educația, să spunem, bisericească sau formarea spirituală. Atâta timp când noi lucrăm cu această paradigmă a omului ca și gânditor, pur și simplu, și nu simțitor sau iubitor, da? El zice în engleză, we are lovers, adică noi suntem oameni care iubesc, nu suntem doar oameni care gândesc. Și de multe ori, iubirile acestea sunt, să spunem, mai mult decât raționale, adică, sau nu zic iraționale, dar cumva eludează rațiunea. El propune o schimbare de paradigmă a modului în care se face educație și în școală, și în biserică. Și anume, prin oferirea unor exemple vii de uh, credință, să spunem, în plan bisericesc, prin cultivarea relațiilor dintre credincioși și prin uh, uh, dobândirea și cultivarea unor obiceiuri, unor habitusuri, da? dintre astea uh, care să formeze uh, uh, nu numai gândirea, ci și comportamentul duhovnicesc, să ajungem să, să adresăm toate compartimentele ființei umane, nu doar intelectul, și să avem creștini care sunt absolut convinși de chestii care sunt scrise în Biblie, ci și uh, inima, pornirile inimii. pornirile inimii, acelea să fie subordonate uh, Domniei lui Hristos. Uh, și apoi sigur că există o serie de implicații practice Cum faci asta și în plan educațional și în plan uh, spiritual Ca formare spirituală uh, Dar asta este o discuție foarte lungă Da, spune în Sfânta Scriptură că de multe ori facem ceea ce uh, nu, Cu mintea vrem să nu facem ceva Dar de fapt cu inima facem ceea ce nu vrem să facem da. Și Dumnezeu să ne ajute să, să subordonăm oarecum cum Pornirile acestea minții, care uh, uneori este mai ușor de destrunit, ca să spunem așa. Din punctul meu de vedere, uh, ca teolog pendicostal, spre exemplu, că ați menționat că mă preocupă teologia pendicostală, uh, eu sunt interesat uh, de această relație echilibrată între uh, ortodoxie, adică dreapta credință, uh, ortopraxie, care înseamnă practică corectă, da, dreaptă, și ortopatie, care înseamnă, de fapt, dreapta simțire. De foarte multe ori, în spectru, să spunem așa, larg creștin, s-a mers pe primele două amintiri. Adică este. ortodoxie și ortopraxie. Dacă crezi corect, asta va duce la o practică corectă. Și avem oameni total dezechilibrați sufletește care a căror sentimente, a căror dorințe au luat o raznă, dar ei, la nivel teoretic, mental, sunt perfect convinși de ce scrie în Biblie și se luptă să trăiască așa, dar nu le iese. Nu le iese pentru că își doresc ortopraxie, dar nu le iese pentru că patia lor, da, simțirea lor, afectele lor sunt nesubordonate, de fapt, și nerecrutate, hai să spunem așa, de de autoritatea Scripturii. Nu e suficient să auzi informație ca să devină parte din ceea ce simți. Asta este problema. Și atunci, eu cred că aici, la, la lucrul acesta cu afectul, cu simțirea, cu recrutarea dorințelor, aici este în același timp, ca și la lucrul cu mintea și trăirea, voința și înfăptuirea, este rolul Duhului Sfânt. Pentru că cel care ne poate ajuta să simțim cum trebuie, cel care ne poate uh, sprijini să, să nu ne prăbușim, să nu cădem, să nu devenim uh, deprimați, de exemplu, da? sau, în sfârșit, uh, cel care, cel care uh, ne poate uh, ajuta chiar să, să ne transformăm ca personalitate uh, în, în, în bine, da? Să, să devenim, cum se spune astăzi, cea mai bună versiune a noastră, în sfârșit. Nu știu, dacă ăsta uh, uh, termenul, dar este Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt. Și atunci, cred că prin Duhul Sfânt, care are menirea să ne învețe tot adevărul, să ne ajute să-l înfăptuim, dar în același sens să și simțim corect, să ne plasăm corect mintele în raport cu Dumnezeu și cu lumea, putem aduce acest al treilea element în discuție. Și uh, din câte am studiat eu, de exemplu, credința pendicostală și nu numai subliniază aspectul acesta. Ortodoxie și ortopatie echilibrate de orto, ortopraxie echilibrate de ortopatie, adică de, de, o viață a psihelui, a sentimentelor, a simților, a dorințelor după voia lui Dumnezeu. Doamne, domnului, vă mulțumim foarte mult pentru explicații, pentru uh, emisiunea din seara aceasta. Am deschis un nou front uh, pe și pentru mine e o temă care îmi dă de gândit. Uh, e prima dată când aud de ortopatie, prima dată, și într-adevăr își uh, are un rol foarte, uh, foarte bine definit în viața noastră. Uh, o să mai discutăm. Eu zic că o să revenim. O să, o să citești și eu cele trei cărți. Și Are mai multe. E o trilogie care chiar așa se cheamă Liturghii Culturale, Cultural Liturgies. Uh, ele se sunt Imagining the Kingdom, uh, uh, Desiring the Kingdom și Awaiting the King. Dar apoi are și această carte despre care am vorbit, You are what you love, ești ceea ce iubești. Da? Așa că am spus-o și pentru cei ce ne urmăresc, să caute acolo pe Google și să vadă că se găsesc. Da, vă mulțumesc foarte mult și pentru seara aceasta. Ca de obicei a fost o încântare, o bucurie. Și pentru mine. Vă dorim mult succes și binecuvântarea lui Dumnezeu Amin. în toate Asemenea. proiectele lui. Asemenea. Stimați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața micilor cane. Vă mulțumim că ne-ați venit în casele dumneavoastră. Și în seara aceasta ne-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră și cu invitatul nostru. Până data viitoare vă spunem la revedere!